Enigma lui Omega, capitolul 27 După cina cu bunica lui, Shentai se întoarse la casa lui Hu. Moiu nu se întorsese încă. Ailan și Hengshu făceau bagajele lui Hu Moiu pentru a merge la casa de siguranță. Se pregătea să înfrunte perioada susceptibilă. Shentai se uită la diversele necesități zilnice. Nu-i așa că e cam puțin?" nu e mult. Mă tem că tânărul stăpân nu va avea ceea ce îi trebuie până pentru atunci. Tânărul stăpân nu va putea vedea oameni în acel moment. Cei doi verificau lista cu o mare atenție. Atunci aveți nevoie de ajutor? Nu e nevoie. Ailan se gândi din nou la ceva. O, când tânărul stăpân se întoarce, puteți să-l întrebați dacă are nevoie să pună unele dintre lucrurile dumneavoastră. Feromonii de la oamenii apropiați îl pot calma, dar trebuie să întrebați mai întâi. Bine. Ailan se gândea la momentul în care îl lăsase pe Shentai să gătească pentru Humoyu. Bine. Shentai nu ar fi întrebat niciodată înainte, dar recent relația lui cu Humoyu se consolidase și se simțea puțin mai încrezător. După ce Shentai terminase de spălat, îi ajută să facă curat în cameră pentru o vreme. Cei doi intrau și ieșeau frecvent din dormitorul principal să caute lucruri. Nu putea nici să citească, nici să doarmă. În acel moment, Humoiu se întoarse și îi spuse lui Ailan câteva lucruri. Dintr-o dată, în cameră răsună clar tonul unui apel. Nimeni nu răspunse după ce sună de mai multe ori. Shentai își dădu seama că era telefonul său mobil și văzu că era un număr necunoscut, dar tonul de apel al telefonului său mobil nu fusese setat niciodată pe acest ton de apel ciudat. Humoiu întoarse încet capul să se uite la Shentai cu expresia goală, iar ochii lui deveniră puțin nedumeriți. Shentai răspunse la telefon, dar apelantul închise după câteva secunde de tăcere. Shentai deveni suspicios, dar înainte de a putea lăsa telefonul jos, acesta sună din nou cu același număr necunoscut și cu aceeași tonalitate. Shentai răspunse din nou la telefon, dar cealaltă parte închise din nou. Shentai se enervă și adăugă numărul pe lista neagră. Cu toate acestea, în curând, telefonul sună din nou și era încă un număr necunoscut. Humoiu gemu brusc și se clătină înapoi cu doi pași. Heng Shu fu cel care observă mai întâi ceva ciudat la el. Stăpâne, ce e cu dumneavoastră? Telefonul continuă să sune și fu inutil să închidă și să-l blocheze. Shentai era enervat de această hărțuire ciudată și se uita la Humoiu când auzea sunetul. Humoiu își lăsă capul în jos, fața lui deveni din ce în ce mai palidă, venele de pe frunte erau bombate, iar mușchii feței îi tremurau de parcă ar fi suferit. Aproape în clipa următoare, feromonii de abanos explodară scăpați de sub control. Înainte ca șentai să aibă timp să se gândească, nervii simpatici și hormonii îi slăbiră deja și el căzu fulgerat la pământ. În același timp, toată sticla și ceramica din cameră fus pulverată. Fragmente ascuțite erau împrăștiate peste tot, iar camera era în mizerie, de parcă tocmai ar fi experimentat forța unei explozii. Feromonii puternici, pe care nu-i mai experimentase până atunci, se iviră în mod copleșitor. O mână invizibilă îl apucă de gât pe șentai și îl aruncă în iadul rece, crescând ca o viță de in vie în inima lui. Nu experimentase niciodată în viața sa o suprimare atât de reală a feromonilor. Cum putea descrie frica, durerea și disperarea în acel moment? Suntem pierduți. Ochii lui Heng Shu erau roșii de anxietate. Ce se întâmplă? Beta nu putea rezista la suprimarea feromonilor lui Alfa, dar era mai puțin sensibil decât Omega. Deși cei doi se simțeau rău și voiau să vomite, nu erau în stare să se miște, erau pur și simplu pietrificați. Humoiu intrase brusc în perioada susceptibilă. El căzu în genunchi ca un copac tăiat, ținându-și mâinile pe pământ, evident că se lupta cu corpul lui. Se târâ în față cu doi pași, apucă telefonul lui Shentai și îl zdrobi cu o forță teribilă. Sunetul fu atât de clar și de aspru, încât se opri brusc. El își ridică încet capul și se uită la șentai cu o pereche de ochi roșii injectați. Fioroși, înfometați, reci și încetat, însetați de sânge, aceasta era o pereche de ochi de animal care urmărea prada. Du-te departe, acum!" răcni Humoiu ca un tunet sinistru. Hengshu și Ailan tremurau de frică. Se uitară unul la altul, îl traseră de braț pe Shentai și încercară să-l scoată afară din cameră. Era însă o mulțime de sticlă spartă pe pământ de evitat, iar Shentai devenise moale ca o cărpă, pierzând capacitatea de a fi autonom. Humoiu era ca o fiară care urmărea, întinsă pe pământ, dar încordându-și mușchii. Degetele explodară în bucăți cu vorul de cașmier. Tocmai când cei doi îl tărau pe șentai către ieșire, Humoiu se repezi brusc după ei, îl smulse pe șentai, trăgându-l înapoi cu o mână ca o gheară și l aruncă brusc la pământ. Piciorul lui șentai fus gâriat de geamul spart, nesemnificativ pentru el acum, căci era aproape coble și de frică. În mijlocul strigătelor lui Heng Shui și ale lui Ailan, Humoyu se aplecă precum o pasăre prădătoare și sfâșie hainele lui Shentai. Shentai era atât de speriat încât întregul său corp tremura din toate încheieturile, dar cu excepția acelui tremur involuntar, toate funcțiile sale independente ale corpului paralizaseră. Cel mai intens conflict pe care l-a avusese cu un alfa în viața lui, Fusese când încolțit într-un colț de un gangster mai tânăr decât el, înfricoșat, îi dăduse cu calm toți banii din buzunar. Atunci crezuse că suprimarea feromonilor nu era nimic mai mult decât atât, până când Hucencem folosise ușor tehnica de paralizare a corpului, dar fusese complet diferit de sentimentul opresiv de acum. Shentai, în acel moment exprima cea mai umilă predare a lui în fața acestui enigma cu fiecare șuviță de păr. Nici nu se putea gândi de ce Humoiu intrase brusc în perioada susceptibilă, pentru că o frică de moarte invadase complet creierul. Feromonii dezechilibrați inspirară de-a dreptul bestialitatea lui Humoiu. Oricât de grațios și de blând fusese în zilele săptămânilor trecute, acum era atât de aspru. Cocoșul îi se ridicase ca o săgeată în aer, gata să rănească. Bucata hidoasă, groasă, umflată de carne roșie violet, se împinse spre gaura moale, fără nicio pregătire prealabilă. Șentai țipă de durere. Acest sunet păru să-i aprindă nervii, făcându-l să acționeze și mai puternic. Dorința lui Omega de a supraviețui îl făcu să-și strângă cu disperare un pic de forță sub presiunea feromonilor înnăbușitori care l-acopereau încetul cu încetul. Prada de sub el încerca să scape, ceea ce îl înfurie pe Humoiu. El îl apucă de gât pe Shentai și îl forță să-și ridice talia și șoldurile. Continua să apese organul sexual tare și fierbinte pe locul strâns cu înverșunare. Întregul corp al lui Shentai era încordat și nepregătit. Desigur, Humoiu nu putea să intre, iar Shentai își tot răsucea corpul de durere. Dorința puternică de a se împerechea îl făcu pe humoiu și mai iritabil. Parfumul florilor nocturne înflorite, care continua să plutească, îl seducea ca o otravă. În acel moment se putea gândi doar la un singur lucru, posesia. Oricât de mult rezistase corpul său, Șenta intră în călduri sub constrângerea feromonilor enigma atât de puternici. Datorită genelor malefice, Corpul Omega l asculta pe enigma fără nicio rezistență pentru a se reproduce. Își simțea corpul fierbinte, sângele curgea din inimă până la membre, lăsând hormonii ce clocoteau să controleze fiecare nerv. Organul sexual alb și sensibil se ridică brusc, iar lubrificația a început. Ochii lui Humoyu erau roșii, el ridică fesele lui Shentai și se introduse cu înverșunare. Un Durerea lăcrimătoare îl făcu pe șentai să-și arcuiască spatele convulsiv ca un arc întins. Fața lui era palidă ca hârtia, ochii deschiși, transpirația îi cădea de pe frunte în picături mari, iar colțurile ochilor îi curgeau. Lacrimile țâșneau ca dintr-un izvor. Fiind înfășurat de feromonii de abanos și posedat pe canalul strâns și fierbinte, lubrificat la cel mai înalt nivel, plăcerea produse pătrunse direct în creier ca o săgeată. În cele din urmă, dorința umflată explodă așa cum își dorise enigma. Acesta îl ținea pe șentai de talia subțire și pompa cu un înverșunare, iar fiecare atac era însoțit de zgomotul oaselor, șoldurilor, lovind pe fese, rapid și violent. Penisul lui era înspio, înspăimântător de gros, roșu, violet și umflat, umplut cu sânge, iar lucrul hidos învelit în vene verzi era ca un băț de foc care se târa înainte și înapoi în peretele intestinal al lui Shentai, făcându-l pe acesta să țipe în mod repetat. După ce canalul de carne fu complet invadat, durerea fu rapid înlocuită de o plăcere din ce în ce mai violentă. Talia lui Tai se scufundă la infinit, ridicându-și fundul în sus ca o pisică și luând inițiativa de a-și expune canalul umed și moale. Se tot micșora în același timp, încercând să aspire bucata de carne care intra și ieșea în ritm nebunesc. Nu se putea opri din gemete, care deveneau din ce în ce mai dulci și mai ispititoare. Mirosul cereusului se schimbă din ușor în puternic și umplut tot locul. Moiu, Moiu, ah, plăcerea nebună îl forță pe șentai să implore. Marchează-me, o marcă, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Uneori își amintea că Humoiu îi interzisese să menționeze marca. Creierul său, ocupat de poftă, avea însă doar instinctul cel mai primitiv și se ruga cu umilință. Cele cinci degete ale lui Humoiu îi ciupeau fețe, fesele plinuțe, lăsând urme roșii pe tot corpul lui. Această împingere cea mai primitivă imobiliza mușchii. Era ca o fiară adormită care se îndrepta spre un salt, emanând un sentiment de putere fatală. El împingea sălbatic atât de înverșunat încât părea că voia să facă bucăți persoana de sub el. Penisul îl lovea din nou și din nou peretele moale de carne din partea cea mai adâncă a tunelului. Simțea cloaca și voia să pătrundă în cavitatea reproductivă. Dorința aceea mare îl împiedica să mai gândească. Nevoia de a poseda complet persoana de sub el făcea să cadă picături mari de sudoare pe spatele îngusta lui șentai. Fesele erau învinețite, piersica coaptă, cu gaura de culoare a mierii era umedă și acoperită de mucus complet deschisă. Cocoșul acela mare, ucigaș, încă împigea în neobosit în ritm nebunitor. Nu, moiu, mușcă, ah, strigă șentai implorând milă. Simțea că va fi sfâșiat în jumătate sau unecat în marea poftei a lupului. La origine, un omega care intră brusc în estru are o dorință sexuală extrem de puternică, dar când întâlnește un alfa în perioada susceptibilă, îi este dificil să reziste unui asemenea prădător. Picioarele lui Shentai devenirea atât de slabe încât acesta nu mai putea să îngenuncheze, iar corpul lui căzut drept în lateral pur și simplu. Enigma îl ridică și l-aruncă pe pat. Shentai început să plângă și se strânse înapoi cu genunchii la gură. Humoiul prinse de gleznă și îl trase înapoi. Ochii plânși și umflața lui descoperirea descoperiră deodată că ușa dormitorului nu fusese închisă. Acele sunete, țipetele lui, se răspândise roare în toată casa? Oricât de confuzie ar fi fost creierul, mai simțea încă un sentiment de rușine. Ușa, ușa nu e închisă, nu o face. Dacă nu e închisă, nu o face, te rog. Humoiul Surd la cererea lui Shentai, apucă gambele lui și le desfăcui energic, îndoindu-le spre pieptul lui. Orice rezistență verbală sau fizică era o provocare pentru acel enigma nesatisfăcut. El îl penetră aproape de sus în jos. Ah! Shentai izbucni în lacrimi și țipă și de durere și de bucurie. Nu, nu, nu! Erau primele cuvinte pe care le scosese Humoiu de când începuse atrocitatea. Se aplecă și apăsă vârful nasului lui Shentai cu nasul lui. Gura lui se lipi de buzele acestuia, ale subse și le măcină tare, își băgă limba și o amestecă cu cea lui Shentai, înghițindu-i saliva împreună cu țipetele sale. Penisul lui Shentai tremură în timp ce era futut și ejaculă creându-i convulsii, dar cererile lui Humoiu erau departe de a se termina. Conștiința lui Shentai devenise haotică. Îi cerea uneori lui Humoiu să-l marcheze, iar alte ori îi cerea să închidă ușa. După mai bine de o oră de intruziune, Humoiu ejaculă în cele din urmă. Membrele lui Shentai erau paralizate și se uita la tavan în gol. Fluidele corporale lipicioase curgeau în mod constant din canalul secret. Era acoperit din cap până în picioare cu pudra umidă, umidă și strălucitoare a lubrificării cum se lipi de șentai, gâfâind puternic, apoi îl îmbrățișă pe acesta în brațe ca pe o jucărie. Își înfășură brațele și picioarele în jurul lui șentai de parcă i-ar fi fost teamă că el va fugi. De-a lungul firelor de păr până în spatele urechilor, el îl linse ca, pe, ca un câine și șopti dulce. Nevastă! Miroși atât de bine, miroși atât de bine, miroși atât de bine!" Shentai era prea obosit pentru a-și mișca degetele, dar fui involuntar atras de blândețea lui Humoiu. Miroși bine, miroși bine, ești al meu, tu ești al meu. Humoiu a apăsă vârful nasului pe ceafa lui Shentai, iar vocea lui deveni răgușită. Deși cuvintele lui erau dezordonate, erau extrem de sincere. Vreau să te mușc, chiar vreau să te mușc. Miroși atât de bine, ești al meu, nu i așa? Sunt al tău. Şentai răspunsese cu multă tandrețe. Doamne, asta e grozav, ești soția mea. Humoiu sărută obrazul și gâtul lui şentai. Ce zici să ți-o trag în fiecare zi? Ce zici să stai în brațele mele în fiecare zi, vrei? să o facem oriunde, să facem doar sex, o să ți-o trag și nimic altceva, o să ți-o trag bine, o să-ți bag sperma în burtică în fiecare zi, iar dacă nu mai poate încăpea în burta ta, o să ți-o bag în gură, toată sperma mea îți aparține, o să-mi dăruiești mulți, mulți copii, vrei? Soția mea. După ce își pierduse manierele, cunoștințele, morala și eticheta, acesta era acum un enigma care se concentra doar pe nevoile fiziologice în perioada susceptibilă și degenerase într-o fiară. Oricum, indiferent câte lucruri ridicole spunea sau făcea acest enigma, Omega în estru nu putea decât să se supună necondiționat. Bine, bine! Oh, ești atât de bun, soția mea! Soția mea este atât de bună, miroși atât de bine, miroși atât de bine. Muiu, marchează-mă, poți fi enigma al meu? Imploră încet și întai. Revenirea la rațiune fu de scurtă durată. Știa că situația actuală era greșită, iar Humuiu greșea, dar creierul său febril îl încuraja totuși să se încline în fața celei mai profunde sete. El chiar își dorea să fie marcat de el. Mama, marcă, ești al meu!" murmură humoiu. Întinse limba și linse glanda lui șentai, de parcă acel loc ar putea să emane un secret care îl fascina și parfumul epifilium. Dinții caninii îi clânțâneau cu putere, atâta timp cât îl mușca putea să-și satisfacă toate dorințele. Dar de ce? De ce nu putea să-l muște? De ce nu putea să-l facă a lui pe acest omega dulce și delicios? Nu pot să-l mușc! Nu, 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 absolut nu! De ce nu? Instinctul și antrenamentul special pe care le primise erau într-un conflict aprig. Cele două voințe îi trăgeau creierul lui Humoiu și el scoase un vai iritat. Shentai tremură de frică. Cum își ținea capul și se ascunse într-o parte, mușchii feței lui erau puțin distorsionați, iar ochii lui erau injectați de sânge. Lovi capul patului, făcând o gaură mare în lemnul de abanos scump și strigă, De ce nu, de ce nu? Șentai nu se putea abține să se retragă, până când ajunse la marginea patului. Privine liniștit în jur, apoi văzu ușa care nu fusese niciodată închisă. Câți oameni ascultaseră acele sunete neplăcute? Țipetele lui, vaietul lui Humoiu și ușa larg deschisă îi făcură să se simtă extrem de nesigur. Trebuie să închid ușa. Creierul lui întai putea gândi doar într-o singură direcție în acel moment, iar rezultatul gândirii sale era că trebuie să închidă ușa. Își împinse corpul dureros din pat și se îndreptă spre ușă. Acea mișcare ușoară opri starea iritabilă a lui Humoiu instantaneu. El își întoase încet capul cu ochii lui întunecați, uitându-se drept în spatele lui Șentai. Îl văzu mergând spre ușă pas cu pas și îndepărtându-se de el pas cu pas. O frică și o furie uriașă îi pătrunseră în inimă. Humoiu sări din pat ca o felină gata să atace. Șentai, care nu știa că pericolul se apropie, fu doborât de o forță uriașă, chiar când se îndrepta spre ușă și zbură în afara camerei, pe culoar, lovindu-se cu abdomenul de balustradă. Când îl blocă, corpul înalt și puternic din spatele lui îl acoperi, prinzându-l de mijloc și împiedicându-l să se miște. Humoiu îl prinse de bărbie pe șentai și îl forță să ridice privirea la el. Expresia ei se schimbase instantaneu, iar chipul frumos pe care îl lăuda toată lumea era atât de distorsionat încât putea inspira doar frică. Enigma răcni fioros: Cum îndrăznești să fugi? Cum îndrăznești să mă minți? Îndrăznești să fugi? Șentai, vrut să dea din cap pentru a nega, dar bărbia era fixată de mâna ca de fier, incapabil să o miște. Nu, nu am fugit, nu ai dreptul să fugi, Ești al meu, nu ai voie să mergi nicăieri petele lui Shentai răsunau în toată vila cu ecouri persistente. Își acoperi instinctiv gura, partea superioară a corpului său fu fixată de humoiu pentru a suporta impacturile mai grele jos, iar lacrimi amestecate cu plăcere și rușine cădeau pe obraje număr mare. Unde vrei să pleci? Acesta este teritoriul meu, iar tu ești al meu! Poți trăi doar pe teritoriul meu!" Humoiu își încoloci brațele lungi în jurul taliei lui Shentai, iar bucata de carne intra și ieșea nebunește pe coridorul lipicios și moale. Enigma urlă numele lui Omega ca un posedat. Shentai, Shentai, tu ești al meu! Țipetele înnăbușite ale lui Tai răsunau în jur. Sentimentul de a face sex pe un loc înalt era ca și cum ar fi privit din vârful munților, ca și cum întreaga lume ar fi fost răsturnată într-un fel de stimulare. Talei se mișca din ce în ce mai repede și mai tare. Nu-i mai permise lui Shentai să-și acopere gura. i -o trase ușor și apoi o trase cu putere până la capăt. Shentai continua să țipe. Instinctele lui se extindeau rapid, iar dorința lui de împărat era de neoprit. El era împăratul care domina în această lume și toată lumea trebuia să îngenuncheze la picioarele lui. Nimic nu era imposibil pentru el. Se uită la spatele alb și zvelt al gâtului lui Shentai cu ochii lui de animal. Îl aruncă pe Shentai la pământ și îl forță să îngenuncheze pe podeaua rece din lemn. Shentai imploră iar și iar, nu voia să fie aici. Acest loc era greșit, atât de gol, atât de impersonal. Se simțea ca un miel înconjurat de fiare. Humoiu ținu umerii lui Shentai și introduse din nou cocoșul umed și tare. După zeci de împingeri violente, capul plin de carne se apăsă brusc pe cavitatea reproductivă a lui Shentai, care era deja deschisă ca o scoică. Corpul lui Humoiu îngheță. Shentai își dădu seama de ceva și deveni rigid. Actul sexual inițial părea să fi fost apăsat pe butonul de pauză, sunetele de poftă se opriră brusc și doar mirosul de fluide corporale amestecat cu feromonii din aer păreau să mai fie în mișcare. Humoiu smulse plasturile cu antiferomoni cu propriile mâini, apoi își înfipse capul de carne direct în centrul găurii, rupând cloaca, se strânse în cavitate reproductivă și începu rapid să formeze un nod. Durerea severă, bruscă, îl făcu pe șentai să se prăbușească și să plângă. Se zbătu din greu, dar nu putu zdruncina hotărârea lui Enigma de a-l poseda complet. Doare, au, ajută-mă, nu, nu vreau!" Durerea în genunchi al lui Shentai nu era nimic în comparație cu durerea penisului Enigma care se înnoda în corpul lui. Humoiu îl prinse de păr pe Shentai și forță să-și expună gântul alb ca și cum l-ar fi predat morții. Cu vârful limbii își linse ușor dinții canini, iar ochii erau plini de intenții criminale. Mușcă cu putere injectându-și proprii feromoni în glanda lui Omega și în același timp organul genital înnodat ejaculă puternic. Sperma implementată în cavitatea reproductivă a lui Omega se răspândi fără a pierde o picătură. Shentai scoase un strigăt scurt de durere. Ochii i se măriră și corpul i se înțepeni de parcă sufletul i-ar fi fost golit într-o clipă. El suferise cea mai importantă ceremonie din viața lui, fiind complet invadat de o persoană inițial independentă și ciudată. Acum devenea viața și sufletul lui. Leșină. Iubitule, nevastă, iubitule, nevastă! În urechi, șentai era învăluit într-o îmbrățișare caldă și densă. Mintea lui era incredibil de calmă. O pereche de ochi zâmbitori adânci îl priveau în liniște. Ochii erau extrem de blânzi, iar sărutul căzu imediat. Atai, trezește-te! Dorm de câteva ore, sunt atât de plictisit! Șentai și-a ce se întâmplase înainte să cadă în comă. El își -a Tinse subconștient ce a și descoperi că glanda fusese acoperită cu un plasture hemostatic. Camera era curată, iar pe masă era multă mâncare. Era greu de imaginat că enigma, în perioada susceptibilă, ar lăsa pe alții să intre în cameră cu excepția cazului în care ar exista un omega marcat care să-i liniștească și humoiu îl avea gândindu-se că humoiul marcase complet și deveni emoționat pentru un moment, simți în mod clar schimbările în corpul său. Exista un miros unic, cereus cald și liniștit, se amestecase cu lemnul de abanos negru și rece. Sunt eu în tine și tu în mine. Fuziunea mirosului era atât de elegantă și de frumoasă, oriunde va merge, va purta semnul lui Humoiu cu mândrie. El era acum Omega lui Humoiu, iar acesta devenise enigma lui Omega. Șentai îl sărută pe Humoiu pe gât, arătă un zâmbet iubitor, apoi se ghemui în brațele lui. De fapt, în inima lui mai era o neliniște slabă, dar bucuria de a fi unit cu cel pe care îl iubea de mult timp acoperea totul. Humoiu sărută fruntea lui Shentai, puse mâna mare pe burta slabă a lui Shentai și spuse entuziasmat. Copilul nostru este aici. Va fi unul, va fi unul în curând, va fi un alfa, da, va fi un enigma. Expresia lui Shentai îngheță. Copilul lor va fi recunoscut de Humoiu? Dar această îngrijorare fuștearsă rapid de entuziasmul lui Humoiu, care îl îmbrățișă și îl sărută. Ți-e foame, iubito? Dacă nu, este bine pentru noi să facem sex. Ai dormit atât de mult și eu chiar vreau să fac sex. Corpul lui Shentai era obosit și flămând, dar nu putea opri deloc dorința sexuală în creștere. Humoiu îl atinse la întâmplare de două ori, iar partea inferioară a corpului deveni din nou udă. Răspunse la sărutul lui Humoiu și șopti, mi foame, soțul tău te va duce să mănânci. Humoiu îl lupe pe Shentai și îl duse la masa din sfragerie, dar nu îl lăsă să stea pe scaun. Îl ridică în poala lui și-i propti, și propti fundul pe falusul lui deja ridicat. Șentai gâfâie rapid încercând din greu să se adapteze penisului mare din interiorul lui. Humoiu luă o căpșună și o îndesă în gura lui Șentai. mănânc În același timp, e o împinse cu putere și zâmbiș optind la urechea lui Șentai. Mânâncă mai mult, în sus și în jos. Patele lui Shentai erau apăsate pe masa de sufragerie, iar partea inferioară a corpului său era jucată de humoiu, fără să țipe și gemu în mod repetat, dar nu putu să mănânce nimic în timp ce moiu o trăgea. Cei doi petrecură șapte zile extrem de desfrânate și extrem de dulci. Era o bucurie și o fericire supremă pe care nu le mai experimentaseră până acum și era în culmea satisfacției spirituale și fizice. Pentru Alfa și Omega, Marca nu este doar un contract fizic obligatoriu, ci înseamnă și schimbul de suflete. Ei vor avea o iubire și dependență mai profundă unul de celălalt. Vor fi afectați de emoțiile celuilalt și vor fi afectați unul de informațiile celuilalt. În general, dacă ești liber de interferență, vei oferi de bunăvoie tot ce ai celuilalt și este aproape imposibil să te comporți infidel. Acest tip de conf combinație se va amplifica de 10, de 100 de ori în timpul perioadei susceptibile și a perioadei de estru. Era fericirea la care tângea toată lumea. Sfârșitul capitolului 27